Folosesc un Samsung Galaxy S24 zi de zi de aproape 6 luni și deși este un telefon excelent, simt că lipsește ceva. Să începem prin a spune că dacă vrei cel mai bun telefon Android de pe piață, atunci S24 Ultra este probabil cel mai bun. Face aproape tot ce-ți poți dori de la un telefon, dar te va costa undeva la 6.000 de lei, plus minus, în funcție de oferta pe care o găsești în momentul achiziției. Pentru a compensa pentru acest preț, Samsung oferă 7 ani de actualizări, așa că poate justifica cumva acest preț. Dacă ai un S23 Ultra și ești indecis dacă să faci sau nu upgrade-ul, aș spune să mai aștepți puțin pentru că nu este cel mai mare salt față de generația anterioară, iar peste 6 luni se va lansa noul S25 Ultra. Așa că, haideți să ne uităm la lucrurile care contează după 6 luni de utilizare și ce mă interesează pe mine la un telefon. Primul, cât de bună este bateria, al doilea, cât de bune sunt camerele și al treilea, cum a rezistat fizic acest telefon după ce l-ai folosit în fiecare zi. În primul rând, telefonul se află într-o stare grozavă. Ce-i drept, a stat mereu protejat într-o husă Spigen și am folosit și o folie de sticlă, tot de la Spigen, și știu că sunt măsuri de protecție care nu mi-au dat voie să văd cât de bine a rezistat telefonul în timp, însă sunt genul de persoană care îi place să aibă grijă de electronicele sale și mereu am folosit huse de protecție și folii. Ce pot spune însă este că husa a făcut o treabă foarte bună în a menține titanul impecabil și a supraviețuit și câtorva căzături în această perioadă, a fost scăpat pe pavaj și de mai multe ori prin casă pe covoare, iar această husă a făcut o treabă foarte bună. După cum spuneam, marginile din titan sunt impecabile. În trecut mi s-a întâmplat, ca la alte telefoane pe care le-am mai avut, să găsesc gârieturi pe șinile din metal, în ciuda faptului că am folosit o husă, însă aici nu este cazul, iar telefonul arată curat ca în prima zi atunci când a fost scos din cutie. Sticla camerelor și ea este în stare perfectă, iar aceasta nu a avut niciun fel de protecție. Iar faptul că am folosit o husă m-a făcut să mă gândesc ce rost au aceste upgrade-uri de materiale precum titanul și sticla mai puternică dacă oricum le acoperi. Însă înțeleg frumusețea de a folosi telefonul neprotejat și Samsung oferă o asigurare Samsung Care Plus care te protejează împotriva daunelor accidentale, furt, așa că este un motiv pentru care poți să scapi de husă și folie de protecție. În ceea ce privește ecranul, este probabil unul dintre cele mai bune de pe piață. Este un ecran AMOLED LTPO de 6.8 inch, 120Hz și este foarte bun. Are o luminositate maximă de 2600 de niți, care a fost perfectă în lumină puternică a soarelui și rar am avut probleme în a vedea ce este afișat pe display. Inițial după lansare, mulți dintre voi au criticat faptul că saturația display-ului este mai slabă decât modelul anterior de pe S23 Ultra și acesta a fost un lucru adevărat. Se putea observa clar diferențe la culori, însă Samsung a venit ulterior și a reparat acest minus printr-un update de soft, iar acum avem în meniu această opțiune care îți permite să setezi culorile între neutral și vivid, iar aici sunt mai multe reglaje de culoare pe care le poți ajusta. În cazul în care alegi să mergi fără folie de sticlă pe ecran, S24 Ultra a introdus în acest an, 2024, un strat anti-reflex care face o treabă mai bună decât ți-ai putea imagina și odată ce folosești această tehnologie, cu siguranță va fi incomod să te întorci pe un display căruia îi lipsește acest strat anti-reflex. Când au lansat S24 Ultra, Samsung n-a făcut mare campanie de marketing din acest tratament de ecran. Ar fi trebuit pentru că utilizarea telefonului, în general, fie că e interior, fie că este în exterior, este mult mai bună și comparativ cu modelul S23 Ultra, diferența dintre reflectivitatea ecranelor se observă foarte ușor. Dacă ar fi să mă plâng de acest display, ar fi că atunci când urmărești conținut media în poziție orizontală, înclinarea ecranului în afara unghiului ideal de vizualizare va genera puțin tint pe ecran și culoarea va devia într-o nuanță de verde. Nu știu dacă să numesc asta ceva care să te facă să stai departe de S24 Ultra, dar este un lucru pe care trebuie să-l iei în considerare. Când vine vorba de designul lui S24 Ultra, este ceva ce l-am mai văzut și la S22 Ultra și S23 Ultra. Dar nu mă deranjează că a fost refolosit. Cumva, designul a consolidat imaginea de premium pe care S24 are în momentul actual și este un design care încă funcționează și arată foarte bine în opinia mea. Ecranul curbat a dispărut acest an, iar primul lucru care mi-a venit în minte atunci când am văzut lansarea lui a fost că în sfârșit poți să folosești o folie de sticlă obișnuită fără să te mai chinui cu acele folii care folosesc lichid și lampă UV sau folii de silicon. Ceea ce pentru mine a fost un lucru pozitiv până în momentul în care am realizat că vei pierde beneficiile stratului antireflex. Și pentru asta Samsung a oferit un kit de două folii de silicon care păstrează proprietățile antireflexive și aici ai un link către acel produs.
Alt lucru de menționat aici este că este un dispozitiv greu, de dimensiuni mari și are colțuri ascuțite, care dacă îl vei folosi pentru o perioadă mai mare de timp, acele colțuri s-ar putea să te deranjeze la un moment dat și probabil vor săpa în mâinile tale, iar degetele tale vor obosi destul de repede. Ok, să vorbim acum despre camere, iar fotografiile realizate de S24 Ultra sunt cu adevărat excelente. Fie că folosești modulul ultra-wide, obiectivul principal, teleobiectivul sau periscopul, toate tind să arate aproape la fel de precis ca ceea ce vezi cu ochiul liber, cu un pic de magie post-procesare Samsung adăugată la final. La fotografiile realizate cu S24 Ultra, cel mai mult îmi place faptul că sunt gata de utilizare imediat. Nu va trebui să le editezi dacă vrei să le postezi pe rețelele de socializare sau oriunde în altă parte și sunt perfecte așa cum ies direct din cameră. Contrastul este destul de bun, gama dinamică este largă, iar umbrele și luminositatea par să fie unele dintre cele mai bune pe care le poți obține la momentul actual de pe un telefon Android. Dacă nu ai văzut clipul în care am comparat pe parte de camere cu S23 Ultra, îți las link aici sau în comentarii ca să vezi acel clip. Știu că nu toată lumea este fanul fotografiilor realizate cu S24 Ultra. Și ai la dispoziție moduri precum Expert RAW pentru mai mult control asupra a ceea ce este capturat, dar nu am simțit niciodată nevoia să folosesc acest mod pentru că sunt destul de mulțumit de cum ies fotografiile direct din cameră. Există situații în care, indiferent de obiectivul folosit, în condiții de iluminare scăzută, să observ că se descurcă puțin mai greu și asta am observat în special la modulul ultra-wide decât la oricare dintre celelalte obiective. Și vorbind despre ultra-wide, am observat că atunci când îl folosesc, în orice condiții, detaliile uneori scad puțin. Nu este ceva foarte vizibil, dar este ceva de avut în vedere atunci când selectezi modulul cu care vrei să fotografiezi. Teleobiectivul și periscopul sunt două dintre obiectivele pe care le folosesc probabil cel mai mult și cred că detaliile pe care le poți captura cu acestea sunt cu adevărat foarte bune. De fapt, folosind zoomul până la aproximativ 30x, poți să obții suficient de multe detalii pentru ca fotografiile să fie utilizabile, dar atunci când depășești acest prag, nivelul începe să nu mai fie la fel de bun. Dacă te uiți la fotografiile realizate cu zoom 100x, acestea nu sunt grozave și abia trec ca fiind utilizabile, așa că aș încerca să evit acest nivel mare de zoom. Acum, sunt două lucruri care le folosesc mai puțin la S24 Ultra și acestea sunt S Pen-ul și funcțiile de inteligență artificială Galaxy AI. După cum știți, Samsung pariază foarte mult și plasează întreaga strategie de marketing pe Galaxy AI și a făcut asta la ultimele două lansări de anul acesta. Și este un punct de vânzare foarte mare pentru S24 Ultra, cel puțin asta a fost la lansare. În afară de folosirea funcției Circle to Search pentru căutare cu Galaxy AI, pe care am folosit-o destul de mult, am cam uitat că există și alte funcții de inteligență artificială aici. Uneori am mai avut nevoie să ajustez câteva fotografii în cadrate greșit sau să scot obiecte sau persoane din cadru folosind Generative Edit. Iar acestea au fost singurele două funcții AI pe care le-am găsit cu adevărat utile, iar restul, nu știu. Și oricum nu aș fi putut face mare uz din restul funcțiilor pentru că majoritatea nu au un suport pentru limba română. În martie a fost făcut un anunț despre faptul că anul acesta, spre sfârșit, se va introduce prin update-uri și limba română ca limbă suportată, așa că vom vedea atunci cum se va descurca și cât de util va fi Galaxy AI. Cel puțin până în acest moment, aceste funcții de inteligență artificială Galaxy AI au fost livrate pe jumătate în România. Și pentru mine nu a fost cu adevărat acea revelație pe care Samsung l-a promovat-o atunci când au lansat S24 Ultra și pe care se pare că mizează atât de tare. Acum, câteva aspecte despre S Pen. Și ca să ambalez acest subiect se poate de frumos, pot spune că S Pen-ul este inutil până în momentul în care găsești utilitatea lui. Știu că pentru unii oameni care adoră seria Note a telefonelor Galaxy, S Pen-ul este totul, dar personal nu-l folosesc atât de des. Sunt momente în care pentru probabil 30 de secunde găsesc utilă folosirea lui în navigarea unor pagini web, sau atunci când îmi amintesc de el și navighez prin meniu doar pentru plăcerea de utilizare pe care ți-o oferă. Pentru a lua notițe nu mi se pare o metodă rapidă de a nota lucruri, tastatura este mult mai rapidă, însă ce am găsit super util a fost atunci când într-un magazin de bricolaj a trebuit să fac câteva schițe pentru a face un proiect și pentru a explica ce anume încercam să construiesc persoanele respective. Din nou, nu este foarte util până în momentul în care îi găsești o utilitate, iar atunci îl vei adora că este acolo și nu se vede tot timpul, este ascuns și gata de acțiune. Hai să discutăm acum și despre One UI. Și în general este foarte plăcut de utilizat, fără lag, cu animații bune, meniuri drop-down ok, widget-uri pe lock screen, foarte utile și
nu mi se pare la fel de incomod de folosit ca versiunile anterioare de One UI de acum câțiva ani. Există o mulțime de lucruri pe care le poți personaliza, interfața este fluidă și ușor de folosit și Samsung adaugă destul de frecvent update-uri unde rezolvă bug-uri și adaugă funcționalitate nouă. Sunt obișnuit cu această interfață și îmi place, însă aș fi apreciat foarte mult dacă Samsung ar fi deblocat și pentru România aplicația GoodLock și toate modulele de acolo care contribuie mult la personalizarea și experiența pe care o oferă One UI. În afară de acest minus pentru GoodLock, interfața One UI este practică, rapidă și arată foarte bine din punctul meu de vedere. Un aspect remarcabil pentru mine la S24 Ultra anul acesta, pe care l-am menționat mai devreme ca fiind unul dintre cele trei lucruri pe care le caut la un telefon, este bateria. Și nu mi-amintesc o zi din ultimele 6 luni de când folosesc telefonul în care să fi avut sub 10% la sfârșitul unei zi. Iar media, din câte am observat, cel puțin pentru ultimele 6 luni la mine, este de un consum de 45-55% din baterie. Și asta în zilele în care fac videoclipuri, fotografiez, vizionez conținut, deci sunt foarte impresionat de acest aspect. Este o baterie de 5000 de mAh, care aș fi dorit să fie îmbunătățită puțin anul acesta, pentru că am văzut-o și în ultimele generații. Dar trebuie să spun că face o treabă foarte bună zi de zi. Ca și procentaj de încărcare, limitez la 80%, iar încărcarea o fac lent pentru a mări durata de viață a bateriei și toate acestea îmi oferă autonomie de o zi, o zi și jumătate de utilizare fără probleme. Tot ce ai nevoie de la un telefon flagship este să aibă o baterie la care nu trebuie să te gândești că ai nevoie să o încarci. Vrei să o încarci o singură dată pe noapte și atât. Iar Samsung S24 Ultra oferă acest lucru. Cu toate acestea, S24 Ultra pare să-i lipsească ceva nou anul acesta, dar cred că ar putea fi faptul că upgrade-urile de la S23 la S24 Ultra nu au fost suficiente pentru a face un salt semnificativ. Acum, toate funcțiile Galaxy AI care erau exclusive pentru S24 Ultra sunt disponibile și pentru dispozitive mai vechi, precum S22 sau S23 Ultra, deci care ar fi motivul pentru care ai cumpăra un S24 Ultra? Am așteptat ca Samsung să mă impresioneze cu S24 Ultra anul acesta și nu pot spune că m-a impresionat, dar nici nu pot spune că m-a dezamăgit într-un mod evident. Este încă unul dintre cele mai bune telefoane Android de pe piață pentru anul 2024 și dacă vrei toate funcțiile lui S24 Ultra, dar nu vrei să plătești prețul lui, modelul de anul trecut, S23 Ultra, este probabil încă disponibil la un preț mai mic. Spune-mi ce părere ai despre S24 Ultra de anul acesta. Dacă l-ai, cum ți s-a părut în ultimele 6 luni? Și înainte să pleci, asigură-te că te abonezi la LT și dacă faci asta, ne vedem în următorul.